Salutare a mai și ne-am găsit la un episod de astăzi, altul de For gamers Salut! Și astăzi vom juca ceva Clan Battle 2 vs 2 și în acest episod vom juca cu un deck special, cu un deck cu legendare, The Log, Lava Hound, Inferno Dragon, Electro Wizard și Sparky Plus ce mai adăugat un Mega Minion plus Muschetar și Zap Și hai să dăm drumul și la un match să încercăm acest deck și For gamers nu are nicio legendară, joacă cu acest deck da. Și e bine pentru că uneori legendara nu este cea mai bună carte. De exemplu, acum eu am, am legendarele astea, dar va fi desne de greu să joc cu ele pentru că combinate, combinate, legendarele astea nu prea sunt așa bune. Și cred că o să avem ceva probleme aici. Sau nu? Aveți folosit o torna de aia perfect. Ok. Sunt și un log aici, să nu prindă turnul mai că am nimerit și ăla. Uh, Perselia, hai că l-a luat perfect. Hai să ne poate prinde în turnul. Prinde la turnul? Hai că l-a prins. Dacă îl mai las puțin jos. Hai, ca da, destul de mult. Și ideea este că Lava Hound, de exemplu, consumă 7 elixiri. Nu prea am cum să o pun mereu. Sparky la fel 6 elixiri și e destul de greu să joci cu cărțile astea. Deci, din păcate, o să... O să... Evităm să jucăm cu cărțile astea prea mult. Da, o să fie mai greu să jucăm. Vezi că are ceva în A, nu mai ce O să luăm un hit. Sau două. Da. Sau trei. Da. Apare n-am avut ce să punem acolo. O folosește banditul. Trebuie să partea aia Nu. Și... Da joacă și prințesa destul de mult. Da, toți joacă cu prințesa. Până acum tu toți joacă prințesa. Da, am mai jucat ceva meci înainte și toată lumea a jucat cu prințesa, deci... Păcat că eu nu o am. Toate legendarele astea n-am prințesa. Hai, dacă mai dau un hit, ia tu nu? Sau nu? Așa. Bun, și acum începe double elixir. Putem ataca și cu Sparky, de exemplu, o să încep să-l pun undeva în spate. Și cred că trebuia să-l pun pe partea cealaltă, dar n are nimic acum. Hai să pun și infernul dragon. Cred că l-am pus pe partea greșită. Ia să vedem unde pleacă. A pleacă pe acolo. Să scoată bomba. Și spark o la face o treabă destul de bună pe partea cealaltă. Nu trebuia să dai aia. Am blocat sparkiul, începem și un lava hound pe partea asta. Trebuie să avem deja acum. Pune și ceva pe stânga. Cred să... că o să... ne pierdem turnul acela. Ideea este că acum începem un atac cu lava hound și va fi destul de frumos dacă va reuși atacul acesta. Se pune numai pe apărare acum el, din câte observ. Va da două bombe special pentru cărțile noastre și hai să vedem, dăm și noi ceva de merge acolo, hai că am dat ceva. Acum cred că o să încerce să atace el. Prindem și noi acolo ceva. Nu prea multe. A fost un atac destul de masiv ăla. Da, da, n-a reușit să facem cine știe ce, dar acum poate cu un Fog hog tău putem reuși ceva. Asta ar fi chiar bine. Hai dea acum ceva? Un hit măcar. Na. de ce n-am prins prinsit ăla? Bun, trebuie să avem grijă pentru că sigurana va urma ceva. bea Nu trebuie să dai. Târziu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. nu. Un hit, un, un hit. Da, ne-a luat. Da. A reușit să câștige, dar a fost acolo un atac foarte interesant. A atacat toate cărțile, dar și el s-a pus cu orice a avut în apărare. Da, da hai să mai dăm un battle. Am, am pierdut cam urât, dar n-are nimic, eram foarte aproape de câștig. Și a jucat numai bandit ăla. Și nu prea, eu nu prea încep să pun jos, de exemplu, să, să oprească banditul și alea dacă aveam uh, niște cărți obișnuite cu care joc eu de obicei, mi era mult mai ușor să scap de alea. Și amândoi își folosesc mult elixir, nu știu ce a fost cu farmolul ăla. Ce? Trebuie să facem diferență în partea aia. Hai să încep și-o cu ăla, să dăm și noi damage totuși. Da, hai că-mi de aici. Da, Tot cred că... deja sigur, e scos. Cred că am pierdut și meciul. Da. <laughs> Sau nu chiar cine știe. Au acolo. Cred că nu trebuia să pun cărțile alea. Și aici. Chiar nu știu. Nu stiu ceva? De cum, de -un scade acolo de meci. Nu am ce să pun pentru că am și legendarele și mai multe chestii. Și o să ne luăm am... crezut că putem ataca pe partea dreaptă Cât ei au pus acolo că nu aveau nimic Dar aparent s-au dus la trei coloane și n-a fost bine deloc loc. dar... în defense acum cât să las cum știu Hai să începem și noi să atacăm puțin Ar fi frumos dacă ne-am putea apăra foarte bine, dar nu cred că vom reuși. Și a prinde turnul ăla, perfect, dăm ceva, dar va începe din nou. O să facă iar atacul ăla lor. Da, o să, așteptăm să, prindă... Să să Așteptăm să prindă turnul și după vom pune obiecte în spate, da. Acum o să încerce de dea... Da. E că plec eu în atac. Nu ar trebui să-i lăsăm. Un hit măcar. sparky ăla, nu știu ce face. Se duce și el în atac. Și cred că o să... Da, eu nu mai înțeleg ce e aici. Foarte ce multe eu? cărți. Nici nu știu care sunt cărțile mele, aparent. Da Acolo chiar merge acum un fireball Da, e un fireball și cred că am câștigat Ia să vedem, chiar vreau să văd ce mai pun ei acum ca să ne ia turnul ăla Că nu mai au nicio șansă Și da, de data asta am reușit să câștigăm meciul. Da. Nu știu cum, dar am câștigat și da, hai să mai dăm și un meci, vom juca 3 meciuri și de această dată. Să vedem dacă reușim de data asta, dăi uh, battle. Vom intra, să vedem ce, ce facem de data asta și sper să nu mai uh, pierdem uh, turnul așa ușor, să ne apărăm mai bine. Ai avut noroc acolo că am scos motor după maxim ghirion posibil. Da. da. Am început eu cu... cu, lava Hound pe partea dreaptă. Cred. Da, ia să începem și noi chestia asta să vedem. Merge lava haunul sau nu merge toate se concentrează pe alea și alea o să le las. Prindă turnul. Nu e chiar așa ușor, până la Dăm ceva totuși. puțin. Dar, da, e bine că n-am luat damage, s-ar putea să aibă mult elixir acum, ce spuneam. Și să vedem dacă reușim să batem la bine. Dăm și ceva damage pe Baby dragon ăla. Și au murit alea am două punem muschetar pentru că va veni acel baby dragon și trebuie să-l scoatem. Nu pune aia. Mai așteptăm. Pune... Încă pune Goblin Barrel. Da, pune Goblin barrel și pune-l exact pe aia, pe pompă. Ca să scoți pompa. Uite că la da acolo, perfect. Și să începem un Sparky de data asta, nu știu dacă e cea mai bună strategie, dar... Adio, am Trebuie să vedem să nu cumva să ne atace și pe partea cealaltă, pentru că este posibil și această chestie. Pune Așteptam. acolo, pune tot ce ai. Ăla o să se ducă, perfect. O să punem și un log preventiv. Perfect. Ăla în continuare dă damage. Un zap aici. Cam târziu s-a dus zapul ăla, n-aveam elixir suficient și s-a dus aiurea. Și, da, am dat ceva damage, destul de bine. Nu mai așteptam să dăm aici, golem. atât de mult damage. Și începe un golem acum. Avea și pompaia, aia. Începe și noi un inferno dragon pentru că am impresia că o să fie foarte bună cartea asta în situația aceasta da, cum ziceam, e perfectă cartea pe apărare, uneori. Și cred că vom reuși, că am dat și -o de la perfect, vom reuși și noi să luăm turnul ăla? sau nu. Reușim sau nu. Da, cred că meciul este câștigat. Destul de frumos de data asta. Am încercat să jucăm și cu Sparky și cu Lava Ham și am reușit ceva destul de tare. Da. Bună lume, cred că încheiem și noi episodul aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!